Domnule doctor Herman Zvika Berkovic, consul onorific al României în Israel, vă mulțumesc foarte mult că răspundeți atât de prompt de fiecare dată invitațiilor TVR Cluj. Mă bucur să vă văd, chiar dacă de această dată prin intermediul platformelor online pe care le avem la dispoziție, dar sigur că da, în această perioadă complicată pentru noi toți, este bine să respectăm măsurile care se impun. Bună ziua! Sunt fericit să fiu din nou cu TVR Cluj, care este TVR-ul, care este televiziunea mea preferată, care știți foarte bine, am sentimente foarte apropiate de Cluj, unde eu mi-am terminat facultatea și unde m-am căsătorit și, în fond, am făcut o medicină și am terminat medicină de care am amintiri foarte frumoase. Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație! Noi suntem onorați, știu că sunteți cu sufletul așa împărțit între cele două state și vă leagă atât de multe amintiri frumoase și de România. Vă dați seama că vrem să discutăm acum despre situația aceasta complicată prin care trecem cu toții. Cumva să înțelegem cum s-a ajuns, să spun așa, la tot ceea ce trăim astăzi. Aș începe cu părerea dumneavoastră, filtrul dumneavoastră voastră personal, în ceea ce privește evoluția răspândirii acestui virus. Sunteți și medicul personal al premierului Benjamin Netanyahu. Cu siguranță în această perioadă l-ați consiliat din toate punctele de vedere. Cu siguranță ați avut și discuții multiple pe seama tot ceea ce se întâmplă. Nu o să vă întreb ce ați discutat mai exact, pentru că este în mod clar o discuție confidențială, dar pe de altă parte v-aș întreba cum vedeți dumneavoastră așadar această evoluție a răspândirii virusului. A început totul din China, multe dintre state, chiar și România, a crezut până în ultimul moment că nu o să se întâmple o pandemie, că nu o să ajungem să trăim chiar astfel de vremuri atât de dificile. Iată totuși că s-a ajuns acolo. Prea rapid oare? Din păcate s-a ajuns acolo. Cum știm, a început în China. Din păcate, acum încep să apare tot felul de povești de conspirație. Acest virus, probabil, nu a apărut, cum s-a crezut, de la niște animale care s-a mâncat sau de la care a început tot acest virus. Se crede că este și anumită conspirație care a început într-un laborator din China și din cauza asta, în fond, primul care s-a contaminat a fost și cel care a răspândit acest virus în toată lumea, în fond. Cum s-a răspândit din China? Din China au ajuns acei turiști chinezi care au ajuns în Italia și în Europa și așa au contaminat toată Italia, toată Europa și așa s-a ajuns în toate țările din Europa și din America și văd că se răspândește și în America de Sud să avem această pandemie foarte periculoasă, după părerea mea. A fost foarte important de la început ca să ne dăm seama, să facem diagnosticul cu această pandemie, o să fie într-adevăr ceva periculos și foarte multe țări nu și-au dat seama de acest lucru. Poate printre primii țări care și-au dat seama că această pandemie poate să fie periculoasă a fost Israelul. Eu mi-aduc aminte chiar în luna ianuarie, cum a spus dumneavoastră, eu am multe discuții cu premierul israelian și între alte lucruri mi-a zis, fii atent, va fi o pandemie extraordinară de virus și eu, cum se spun, la început i-am spus, tu ești sigur că asta o să fie ceva greu? Mi-a zis deja în ianuarie o să fie foarte greu și eu încep deja să lucrez pe treaba asta ca să avem cât mai puține probleme. Una dintre lucrurile importante al premierului și a guvernului a fost că totul la mers de la etalonul trebuie aprobat ca la dumneavoastră și de guvern a fost închiderea granițelor. Asta a fost un lucru foarte important, deoarece primii care au ajuns în țară au fost cei care s-au contaminat în Italia, izraelieni care au fost în Italia, izraelieni care au fost în Spania, izraelieni care au fost în Franța, sau turiști care au venit de aici, din Franța la noi și au contaminat. Deci, ceea ce a fost foarte important, primul lucru, închiderea granițelor și așa s-a făcut în mod încet cu încet, că n-a fost așa de ușor ca să închizi granițele în fața avioanelor și în fața turiștilor și totuși în un timp destul de scurt s-au închis granițele. Nu numai că s-au închis granițele, dar a fost foarte important că cei care totuși intrau în Israel să fie în carantină 2 săptămâni.
Deci a fost foarte important că cei care au venit contaminați să fie în carantină 2 săptămâni. Lucru foarte important a fost acest lucru. Așa este, iată cât de important este ca măsurile să se ia cu rapiditate. Statul Israel a fost, dacă nu mă înșel, primul stat care a luat o astfel de măsură, poate considerată de unii mult prea drastică, mult prea dură, aceea de a închide granițele, dar iată cu ce efecte benefice din acest punct de vedere. Într-adevăr, e o perioadă în care guvernele statelor trebuie să ia niște măsuri, niște decizii cu mare greutate. Unele pot să-și asume anumite riscuri, altele, din contră, stau mai mult și se gândesc asupra acestor măsuri și, totuși, acel timp poate fi vital pentru multe persoane. Deci, aceasta ar fi o primă măsură luată de către statul Israel, închiderea granițelor. Știu, de asemenea, că în această perioadă, persoanele în vârstă sunt cele pe care ar trebui să le protejăm mai mult, sunt cele care aparțin zonei de risc mare, astfel încât ele au nevoie de o supraprotecție. Statul Israel, știu că acolo instituția seniorilor este una sacră. Știu că statul, de fapt, se implică foarte mult în tot ceea ce înseamnă îngrijirea persoanelor în vârstă. Chiar și armata, dacă nu mă înșel, contribuie la a ajuta persoanele mai în vârstă să beneficieze de mâncare, să beneficieze de o plimbare în siguranță și așa mai departe. Cum ar trebui să se implementeze? Cât de important ar fi ca celelalte state europene să preia un astfel de model și nu doar să se rezume la izola bătrânii, poate uitând de multe ori că aceștia nu se pot descurca de unii singuri? Aveți dreptate. La noi, eu cred că în fiecare parte a lume, fiecare om care moare este greu de primit și este dureros, în special dacă sunt tineri, și au fost și tineri care au murit, din păcate, și de 50 de ani, 60 de ani, că se pot spune tineri, și poate și sunt din ăștia care se știe în Europa deja că au fost și mai tineri care au murit. În special vorbesc de cei vârstnici, și la noi majoritatea vârstnicilor sunt de 80-90 de ani care au murit. La noi până acum, până astăzi, avem 13.000 de bolnavi, adică diagnosticați cu coronavirusul, 13.000, și din cei 13.000, 150 de morți până astăzi. Deci este foarte mult, deși în comparație cu alte părți a lumei, poate spune că este puțin, însă mai puțin ca și alții, însă fiecare adult este cineva care este drag și foarte important. Statul de la început a luat măsuri ca persoanele care sunt și în vârstnice și și bolnave, că știți, oamenii mai în vârstnici au și tot felul de boli cronice, să se îndepărteze și să de toți, și de copii, și de nepoți. De la început a fost foarte important pentru noi să se spună, nu veniți la bunici, stați acasă, nepoți. Știu că iubiți pe bunicii voștri. Ceea ce a fost foarte important în perioada sărbătorilor, Israelul a fost parcă asediat, adică totul a fost închis la noi. Cea care a fost motivul? Motivul principal a fost ca să nu se adune familiile împreună, în special să nu se adune cu vârstnicii, să nu-i contamineze și să nu moară. Asta a fost cauza principală. Deci foarte important este această izolare al țării care a fost, un fel de carantină a întregii țări care a avut loc și desigur că acest lucru continuă și acum, după sărbători la noi, sunt focare de infecție la noi în tot felul de orașe și în special se concentrează la aceste focare. Sunt cartiere întregi care sunt închise la noi și aceste cartiere se trece din casă în casă pentru diagnosticul acestui coronavirus. Altfel, nu terminăm cu acest coronavirus. Spre fericirea noastră, deși avem foarte mulți, 13.000, dar în ultimele zile au fost diagnosticate în fiecare zi până la 100 de bolnavi. Deci este o descreștere extraordinară de număr, de câteva zile în urma acestor măsuri. Desigur că toți bolnavii care sunt la noi astăzi, bolnavii grei, sunt cei bolnavi care au fost în urmă cu 2, 3, 4 săptămâni contaminați, care încă nu s-a știut despre ce este vorba și în special bolnavii care au fost în case de bătrâni. Din păcate și noi avem
cel puțin 40 de bolnavi care în case de bătrâni, care au fost contaminați și nu s-au luat măsurile, nu s-a știut. Totul se învață, pe drum se învață totul. Așa că și astăzi, fiecare, noi să știți că avem peste 300 de case de bătrâni, un număr extraordinar de case de bătrâni, sunt și aceste case de bătrâni, cum ziceți dumneavoastră, sunt astăzi, fiecare este examinat acolo. Și nu numai asta, și armata care este foarte, care e formată din tineri, tineri de 18, 19, 20 de ani, dar armata este. Și eu am un nepot care este în armată, tot acum, și ei se duc în tot fel de cartiere închise și aduc mâncăruri și băuturi și au grijă de tot ce se poate face. Fiecare om, noi avem grijă, nu contează de ce naționalitate este, dacă este evreu sau dacă este arab, noi avem grijă de toată populația. Iată un alt exemplu de luat, un lucru la care a trebuit să fim atenți cu toții și probabil toate statele europene ar avea de învățat până la urmă din astfel de proceduri. Măsuri luate, dar și respectate, domnule doctor. Înțeleg că israelienii respectă tot ceea ce guvernul a impus. Nu știu dacă aveți cunoștință despre cuantumul amenzilor, de exemplu, din Israel pentru cei care nu respectă, dar în România, de exemplu, să știți că vorbim de valori foarte mari. Deci, din păcate, încă avem puțin de lucrat la responsabilizare. Majoritatea populației respectă și sunt responsabili. Totdeauna există o grupă de 50%, zic eu așa, care nu respectă. Și la noi au fost de genul ăsta, care nu respectă și au primit amenzi. Acum se vorbește ca aceste amenzi ca să se anuleze în cauza bolilor și în tot ce s-a întâmplat, dar și la noi au fost amenzi și multe și amenzi destul de grele. Desigur, ceea ce înseamnă că este foarte important este responsabilitatea oamenilor. Dacă și în România am urmărit, se dau multe specialiști din România care sunt foarte buni și care dau multe directive și tot ce este legat de igienă, de acea distanță de 2 metri, de mască, de tot ce este foarte important. Poate la început a fost foarte curios toate aceste lucruri, dar aceste lucruri salvează viața. Nu uitați să puneți masca. Totuși masca poate să salveze viața altuia care tu nu știi că este bolnav. În special când vorbim de copii. Copii, eu sunt și medic pediatru în alt fază de asta și eu consult foarte mult și copii și adulți de toate vârstele în fond și eu deja pun masca, deși la început am fost curios că am pus masca de peste o lună, o lună și jumătate, poate asta este motivul care nu am fost infectat până acum, deoarece am foarte mulți bolnavi și am bolnavi care sunt în cartiere care într-adevăr s-a găsit foarte mulți contaminați. Deci masca e foarte importantă. Nu mai zic igiena. Igiena este importantă tot la distanța de cei 2 metri. Toate aceste lucruri care sunt, poate apar ca niște lucruri simple și tot, salvează viața. Deci este foarte important responsabilitatea oamenilor față de toate directivele. Domnule doctor, pentru că ați adus vorba de pacienți și pentru că sunteți acolo în linia întâi, dați-mi voie să vă mulțumesc în numele tuturor celor pe care îi tratați. Nu v-ați dat înlături de la continua ceea ce faceți cu atâta drag de atâta timp, adică nu v-a fost teamă, ci efectiv ați dorit să faceți această meserie în continuare, cu orice risc ar implica ea și cu respectarea măsurilor. Israelul este aproape de testarea unui vaccin pentru COVID-19. Cât de aproape, domnule doctor? Acest vaccin care se vorbește, vă spun exact ce se întâmplă. Se știți foarte bine să lucrează pentru apariția unui vaccin în toată lumea. Chiar și în România, știu foarte bine, la Timișoara se lucrează în China, în Germania, în Anglia, se lucrează în America, știu foarte multe locuri și la noi se lucrează. La noi se lucrează 3 instituții foarte importante care lucrează pentru acest vaccin și toate aceste 3 instituții sunt foarte optimiști că sunt într-un stadiu destul de avansat, însă acest stadiu avansat încă nu s-a ajuns la vaccin.
Deoarece pentru a ajunge la vaccin ia un drum lung, trebuie să facem după aceea multe testări pe acest vaccin, să vedem că într-adevăr vaccinul îl ajută sau nu face complicații și abia după aceea trebuie. Eu tot am întrebat cât timp eu cred că o să fie vaccin și eu tot am spus, deși toți sunt optimiști și spun 2-3 luni, eu zic până într-un an de zile o să avem vaccin. Ceea ce este foarte important să vă spun și este un lucru care tână ne este foarte greu să spun, dar este foarte important echipamentul de protecție pentru toate cadrele medicale. Una dintre lucrurile bune care au fost la noi a fost aceste protecții a cadrului medical de la început, deși la început a fost totdeauna e puțină surpriză și tot, și din cauza asta noi nu avem mulți contaminați în cadre medicale. Poate sunt cadre medicale care s-au contaminat de la rude, însă nu sunt contaminați în cadrul spitalelor. Noi avem spitale foarte mari, cu terapie intensivă și cu aparate respiratoare. Avem peste 3.000 de aparate respiratoare și tot la credem că nu este destul. Avem ventilatoare și acest ventilator tot ajută, deja sunt în funcțiune și deja a ajutat la câțiva bolnavi. Dar vreau să mă întorc înapoi la faptul că în Israel s-au descoperit anticorpii. Anticorpii de la acest virus, care știți, s-au luat niște doze de sânge de la bolnavi, de la foștii bolnavi grei, și s-a descoperit acești anticorpi, care nu este vaccin, însă care ajută foarte mult, deoarece acești anticorpi există în plasmă. Plasma este acel lichid al sângelui și din această plasmă există acești anticorpi. Și la noi am început să se folosească cu mari succese aceste infuzii de plasmă. Știți, la fiecare pacient se dau dintr-o donație, când bolnavul care a trecut această boală și care donează sângele, se pot lua 3 doze de plasmă. Din aceste 3 doze, numai 2 se dă la bolnav și s-a văzut că aceste 2 doze de plasmă unde au anticorpii a ajutat la salvarea multor bolnavi. Deci este foarte important înainte de vaccin să găsim și anumite metode ca să ajutăm bolnavi. Nu mai zic că în fiecare spital la noi există și medicamente, se fac experiențe de medicamente. Fiecare spital are medicamentul lui sau din Israel sau experiențe din Franța sau din India. Am primit acum ceva, o substanță din care să facem aceea clorochină și așa mai departe, care atâta se vorbește. Deci vreau să spun că până am găsit vaccinul este foarte important. În primul rând, responsabilitatea și izolarea oamenilor. Deci să fim responsabili pentru tot ceea ce facem, să facem tot ce se spune și trebuie să tratăm bolnavii până găsim acest vaccin. Deci la noi a început acest tratament care este deocamdată, este bun, știu foarte bine de la spitalele cu care eu sunt în legătură. Acest tratament cu plasmă, domnule doctor, aveți cunoștințe ca să fi fost preluat și de către alte state această idee? Ce înseamnă, nu știu, poate există și niște costuri suplimentare în privința implementării lui la nivel de alte state? S-a tot vorbit despre el, e clar că dă rezultate, dar stăm să ne gândim de ce unele state preiau totuși și altele nu. Vă spun ce se întâmplă. Fiecare stat hotărăște ce tratament face. Pentru că să faci acest tratament, este un tratament foarte scump. În primul rând, sunt aparate speciale. Știu că un aparat de genul ăsta de plasmă care se face, cel puțin 40 de mii de euro costă, cel puțin un aparat de genul ăsta. Deci, știu eu. Deci, nu costă foarte mulți bani. Deci, e vorba probabil și de bani. La noi avem spitale, chiar și spitale care nu sunt așa de disciplinați și au început să facă singuri această transfuzie de plasmă, dar în general se caută ca să fie coordonat de la Ministerul de Sănătății, care este un medic care este responsabil și care să hotărească. Deci se face și puțin așa partizanii, cum zic eu, adică spitale au hotărât să facă și singure, deoarece fiecare spital au deja pe donatorilor, din cauza că sunt foarte mulți la noi, peste 3.000 de oameni care au trecut deja această boală, deci sunt deja vaccinați, cum se spune, și pot să doneze, și sunt foarte mulți care donează cu mare bucurie și este rând pentru donație.
și se fac aceste transfuzii de anticorp, care este foarte important, și la noi s-a găsit și anticorpul deja, deci este foarte important, este o mică fază în care se poate produce vaccinul mai departe. Da, iată, vorbim și de un fel de reacție a statului în sine la tot ceea ce înseamnă această situație. Domnule doctor, ce ne puteți spune despre testarea pacienților în Israel? Evident, s-a tot vorbit iarăși pe marginea acestui subiect, dacă e bine să se testeze masiv, dacă există alte soluții, cât de importantă este testarea tuturor cadrelor medicale, iată, știu că sunt anumite procedee, unul dintre ele chiar a fost preluat și de către orașe din România, Oradea, de exemplu, a preluat un mod de testare izraelian, care se pare că dă roade, așadar, dar care este părerea dumneavoastră cu privire la modalitatea de testare și la felul în care ea trebuie făcută? Au fost multe discuții și la noi, dacă e bine de făcut o testare în masă sau de făcut anumite testări. Eu când am fost întrebat, eu am fost totdeauna pentru ca să se facă o testare în masă, dacă se poate face. Este foarte ușor de spus, dar foarte greu de realizat ca să faci o testare în masă. Ai nevoie și de acele... De aceea, ca să-ți facă din nas și din gândit acea cultură, după aceea ai nevoie și de laboratoare. Și la început nici la noi n-au fost chiar așa de multe laboratoare. Astăzi avem aproximativ 30 de laboratoare și la noi au început testările așa, 1.000, 2.000, 3.000. S-a ajuns acum la 10-11.000 de testări în fiecare zi vorbesc. Și se crede că peste o săptămână se ajunge la 20.000. Premierul are un mare speranță că se va ajunge la 30.000. El ar vrea să se ajungă la 30.000. În orice caz, au început aceste testări acum la case de bătrâni și la personalul medical din spitale, care este foarte important, și testările, cum am spus, în special în focare de infecție. Foarte important sunt aceste testări, după părerea mea, poate să facă diagnosticul, în special când vom ajunge până acolo să avem destul de testări, să facem chiar și la copii. Noi uităm, copiii sunt sănătoși, copiii n-au probleme și așa mai departe, dar acești copii sunt purtători acestui virus, majoritatea, care sunt asimptomatici sau cu simptome foarte ușoare, și ei contaminează vârstnicii. Deci e important, după cum spun eu, foarte important ca să se facă testări de acești copii. Eu sper, când se începe, că se întoarce la școlile, se vor deschide, ca să se facă, în fiecare școală să facă testările, să fim siguri că copiii nu au aceste boli, nu că se întorc acasă, se duc să îmbrățișeze bunicul și sub forma asta, ce face? Contaminează bunicul și, din păcate, e o boală foarte grea la vârstnici. Văd în special că bunicii, de obicei, au și boli cronice, mulți au boli cronice, deci este foarte periculos și este foarte important să avem grijă de bunicii noștri. Așa este, domnule doctor. Aș vrea să vă mai întreb un lucru extrem de important, legat tot așa de felul în care toate aceste state vor reuși să treacă peste această perioadă. Ne gândim și pe celălalt segment al economiei, al felului în care economia va cădea, pentru că este deja o realitate, dar și al felului în care guvernele vor înțelege să adopte anumite măsuri economice care să ajute statul ca încetul cu încetul să-și revină. De exemplu, statul Israel, turismul în statul Israel, de exemplu, este un mare aport, un mare atu, care în această perioadă ne dăm seama că nu mai funcționează. Sigur că da, statul Israel este recunoscut și pentru tot ceea ce înseamnă inovație, deci compensează cumva acel sector care probabil că și în această perioadă poate funcționa,
mai cu seamă că s-au dezvoltat atât de multe aplicații, de exemplu, cu referire la acest virus. Știu că sunt aplicații care monitorizează starea de sănătate, care monitorizează bolnavul, pacientul infectat cu COVID-19, pentru a putea furniza celorlalți din jur faptul că o persoană infectată s-a aflat în preajma lor. Deci, la nivel de monitorizare eficientă, sigur, partea de IT, partea de inovație funcționează foarte bine. Dar cum vedeți dumneavoastră că vor evolua lucrurile în ceea ce privește economia și prin prisma dumneavoastră, care ar fi cea mai bună măsură economică care s-ar putea lua pentru a nu lăsa să se dezechilibreze atât de mult situația? Economia a fost lovită în toată lumea. Eu știu că și în România, urmăresc România, citesc știrile și urmăresc tot ce se întâmplă în România zi de zi. Urmăresc și televizoarele și ziarele exact ca și urmăresc în Israel. Deci pentru mine este important și România ca și Israelul să văd ce se întâmplă. Am văzut că și din păcate și în România economia e lovită și la noi este foarte lovită economia. Vă dați seama că numai 15% din populația lucrătoare lucrează astăzi. Avem peste 1 milion de șomeri, foarte mulți, de exemplu, care nu au de lucru acum. Și, sigur, cum a spus dumneavoastră, avem noroc cu IT-ul care este așa de dezvoltat la noi în țară și care continuă să se lucreze la IT. Nu e nevoie doar de la IT să stai numai în birou și să lucrezi la internet și acolo se poate face, se fac multe lucruri din casă. Însă și la noi deja a început de ieri seara, a ieșit un program deja de reluare al deschiderea anumitor, zic așa, prăvălii mici, mai mici, adică nu molurile mari și nu stadioanele, se prăvălii mai mici deja s-au luat în discuție ca să se deschidă. De mâine se va întoarce o parte din populația țării, se va întoarce la lucru, deci se va întoarce încă în jur de 15%, deci 30% din populația țării va începe să lucreze și eu cred că cel mai important este încetul să facem, să ne întoarcem la lucru cu toții. Deoarece acest virus va fi cu noi mult timp, după părerea mea, cu tot fel de focare unde nu sunt încă stinse și trebuie să avem grijă. Însă economia trebuie să se întoarcă și să iau discuții, am văzut și România, deci să iau discuții pentru deschiderea anumitor lucruri, foarte important. Trebuie gândit, totul este bine. La noi sunt foarte multe discuții și iar numai cu 2 zile am discutat cu premierul, mi-a dat telefon noaptea târziu, l-am întrebat ce se întâmplă cu tine. Acum am terminat discuția cu toți care sunt responsabili cu economia țării. Și am discutat ceva alte lucruri, nu de economie, dar mi-a spus că a discutat și până 2-3 noaptea sunt aceste discuții și gândire ce facem ca să ne întoarcem și să punem iarăși economia la dezvoltare. Știți că Israelul a fost o țară economic foarte bine dezvoltată. La noi a ajuns până acolo că mai puțin de 6%, am avut șomeri mai puțin de 6%, am avut o țară care o dezvoltare extraordinară, turismul și așa mai departe, înțelege. Și la noi totul a căzut foarte mult, ca și în toată lumea, că văd ce se întâmplă doar în Britania, ce se întâmplă în Italia, nu mai vorbesc de Statele Unite Americii, care este un prăpăd acolo de oameni, cât oameni mor acolo și așa mai departe. Și totuși, deși cauzele sunt așa de grele, fiecare țară deja se gândește pentru reîntoarcerea economiei, care este foarte importantă. Este foarte important și viața omului, dar este important și economia, deoarece dacă nu o să ai bani și nu poți n-ai unde să lucrezi, provoacă alte boli, care nu sunt coronavirus, sunt altele. Așa este, așa este. Domnule doctor, sunteți un apropiat al studioului teritorial TVR Cluj, un prieten drag. Nu pot decât să vă mulțumesc pentru că ați fost și astăzi alături de noi și să vă așteptăm cu mare, mare drag și în studiourile de la Cluj, Napoca, iată. Să fiți sănătos și încă o dată pe final vă mulțumim pentru că faceți parte, iată, din linia întâi și împărtășiți și cu noi tot ceea ce trăiți. Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Sunt fericit, tot din asta apar la TVR Cluj, care este foarte drag pentru mine, tot personalul care este extraordinar și care face pentru Cluj așa mult. Mi-e dor de Cluj, mi-e dor să mă plimb puțin pe străzile unde am fost student și prima mea ocazie voi ajunge și la Cluj, de la orașul meu natal,
Târgu Lăpuș din Maramureș. Vă mulțumim tare! Mulțumesc!